Domnul să binecuvinteze. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, spune Biblia, m-a părăsit. Poate n-am stat să meditez la aceasta atunci când nu mi s-a întâmplat mie. La 2 Timotei 4 cu 10 spune. Și Pavel, în a doua epistolă lui Pavel, a fost scris în condiții foarte grele. Pavel fiind închis în închisoarea Mamertino din Roma. Poate te simți părăsit chiar când ai cea mai mare nevoie de cineva. Poate te simți fără putere, știind că cineva care țineai la acea persoană și aveai toate speranțele, te-a părăsit în cel mai bun moment în care trebuia să rămână cu tine pentru că ți-era cel mai greu. În aceste împrejurări ar fi avut nevoie de o persoană care să-l încurajeze Pavel, să-i fie sprijin în încercare. Pavel îl cheamă pe Timotei deoarece Dima l-a părăsit greu în încercare. A părăsit pe cineva aflat în situație dificilă este o faptă nedemnă de un creștin. Un om poate ajunge într-o astfel de situație dacă în același timp îl părăsește și pe Domnul. Despre Dima, Scriptura menționează că l-a părăsit pe Pavel din dragoste pentru lume. Am avut o prietenă care s-ar putea să comenteze la acest clip, care mi-a spus despre principiile biblice, despre faptul că nu e bine să mergi la mare. Ea mă trimis câteva predici în acest domeniu și ce înseamnă dragostea de Dumnezeu cu adevărat. Și mi-a spus adio. Nu așteptam ca o persoană credincioasă pentru faptul că iubirea de lume e mai mare, să spun adio. De ce l-a părăsit Dima? Acum am dat și eu seama de lacrimile lui Pavel. Până acum am citit acest verset fără să-mi dau seama. Dar atunci când mi s-a întâmplat mie, când am ajuns să fiu și eu părăsit, pentru că dragostea pentru lume era mai mare. Atunci când un om ajunge să-L părăsească pe Dumnezeu, este foarte ușor să se lepede și de semeni. Chiar dacă îi se află în situații dificile. Zilnic, auzind de întâmplări dureroase care aduc încercare familiei, bisericii și chiar societății. Nu e de mirare un astfel de comportament. În aceste vremuri când dragostea multor oameni s-a răcit. În general, semnul părăsirii lui Dumnezeu este abandonarea semenilor noștri, care se află în suferință. De aceea atunci când vine ispita părăsirii prietenilor, rudelor sau chiar a familiei, trebuie să punem serios întrebarea. Dar că nu cumva din dragoste pentru lume, interese personale sau oricare alt motiv, ne-am depărtat de Dumnezeu pentru un câștig lumesc. Dima a dat în schimb orice înaltă și nobilă considerație. Ce schimb miop! Având numai bogăția sau cinstea lumească, Dima era cu adevărat sărac, oricât s-ar fi lăudat că are. Să ne rugăm ca astăzi, prin lucrarea Duhului Sfânt, în viețile noastre, să nu ajungem în situația lui Dima. Să avem o relație strânsă zi de zi cu Mântuitorul nostru scump, iar relația cu cei din familie, biserică și societate să reflecte apropierea noastră de Iisus Hristos. Dacă descoperim răcirea relațiilor noastre, să alergăm la Salvatorul nostru, să ne umple inimile cu dragostea sa nemărginită. Și locul nostru azi și întotdeauna să fie doar lângă Iisus Hristos. Pacea Lui să inunde inimile noastre, ca să putem aduce mângâiere celor nevoi și în suferință. Cât de mult a suferit Apostolul Pavel când avea cea mai mare nevoie, spune lui Timotei, că citim.
din dragoste pentru lumea de acum. M-a părăsit. De ce nu am înțeles acest verset? Decât atunci când mi s-a întâmplat și mie. Dragii mei, la 2 Timotei 4, cu 10. Dar înainte, știi ce spune Pavel? M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. De acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, dar tuturor celor ce au iubit venirea lui. Dar Dima nu. Dima nu va face parte din aceștia. Caută de vină curând la mine, căci Dima m-a părăsit. Din motive necunoscute l-a părăsit pe apostol, poate cu umilința de tenței lui Pavel. Și primejdia care îi pândea astfel viața era o primă încercare mare pentru curajul lui Dima. Numele lui, ca și numele lui Imineu și Alexandru, este amintit numai cu disgrație și cu mătimire. A iubit lumea. Iubirea lui Dima pentru câștig și onoare lumească este în contrast puternic cu iubirea adevăraților creștini pentru arătarea lui Hristos. Dorința de onoruri lumești s-ar putea să facă imposibil ca un creștin să ducă biruitor lupta cea bună și să-și sfârșească alergarea. Nu se cunoaște nimic despre acest om crescens. Ca și Tit, se pare că el a părăsit Roma la cina lui Pavel pentru a contribui la înaintarea Evangheliei. Pavel trimise pe Tit la Corint pentru a reface armonia bisericii și pentru afla reacția credincioșilor corinteni la scrisoarea lui de mustrare. Mai târziu, Tit l-a însoțit pe apostol la Creta și în perioada petrecută acolo a supravegheat organizarea bisericii. Apoi Pavel a rugat pe Tit să se întâlnească cu la Nicopoli. Poate că Tit a rămas cu Pavel până la călătoria în Dalmația, o provincie a Ilicului Roman, de-a lungul Mării Adriatice. Numai Luca este cu mine. Ia și pe Marcu și aduc cu tine, căci în mesele folos pentru slujbă. Luca a rămas. Dragul meu, ascultă pe Marco, acela care mai înainte îl considerase un ratat și spiritul mărimos al lui Pavel, care nu păstra pică pe Marco din cauza eșecului său anterior. Îl cheamă din nou. Marco și-a revenit, devenind potrivit cerințelor lucrării de slujire în campul Evangheliei. Și arată portul biblic de la iveală noua lui utilitate ca unul din lucrătorii credincioși al lui Pavel. În prezent era ajutorul lui Timotei în Asia Mică. Fusese cu Pavel în cursul primelui întemnițări în Roma, ceea ce experiența anterioară l-a făcut deosebit de valoros în această ultimă încercare. După moartea lui Pavel, Marco a lucrat cu Petru la Roma. Probabil că atunci a fost scrisă Evanghelia care îi poartă numele. Nu vă mirați dacă vă urăște lumea. Ioan 15, 18, 25. Și pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru voi, pentru că voi nu sunteți din lume, pentru că eu v-am ales din lume, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de cuvintele pe care vi le-am spus, slujitorul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă pe mine m-au persecutat, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Dacă vor face toate aceste lucruri din cauza numelui meu, pentru că ei nu-l cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio scuză pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, îl urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Însă aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care este scris în legea lor. M-au urât fără motiv. Domnul să te ajute să rămâi lângă El, chiar dacă toți se vor părăsi. Pentru că în vremea din urmă oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, trufași, lăudăroși și căldicei. Domnul să te ajute să fii fierbinte, plin de dragoste pentru El.
Ce orice s-ar întâmpla, mergi mai departe. Spune Biblia, cel neprihănit de 7 ori cade, dar se ridică. Domnul să dea înțelepciune și iubire pentru el. Pentru că Dumnezeu e mare și bun. Și atunci când asculți de Dumnezeu, atunci când îl lași pe el să conducă viața ta, nu te mai temi de ce se poate întâmpla și spui, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cel neprihănit de 7 ori cade, dar se ridică. Proverbe 24:16. Este un verset care m-a pus pe gânduri. Cum să fii neprihănit și să cazi? Sugerează că sensul de bază al cuvântului cade de aici este a suferi o nenorocire. Nelegiuitul nu-și precupețește eforturile pentru ca să doboare pe cei drepți. Ori de câte ori el îi aduce la sărăcie și nenorocire, Dumnezeu intervine pentru a-i izbăvi. În timp ce păcătosul se prăbușește în nenorocire și nu poate să mă ridice. În sens spiritual, versetul aduce multă creștin luptător care e descurajat, încurajare, de înfrângerea în lupta cu păcatul. De 7 ori cade, este echivalent cu de câte ori cade. Dacă după fiecare înfrângere ne ridicăm cu o nouă speranță în inimă, dacă ne prindem din nou de puterea mântuitoare atât de bogată oferită nouă, suntem puși în categoria oamenilor neprihăniți, iar Domnul va încheia în noi lucrarea pe care a început-o. Atât dorința de a veni drepți, cât și puterea de a pune în faptă dorința vin la el. Prin urmare, nimeni nu are motiv să cadă pradă de zândejdii, oricât de slab s-ar socoti, atâta vreme cât e dispus să facă ce este bine. Domnul să te binecuvinteze. Să te ajute.